Incident șocant la Survivor. A rămas știrb și a pus dintele în palmă. Mi-a căzut. Un incident dureros a avut loc în tabăra războinicilor. Este al doilea care are loc în ultimele zile, după ce Sorin Pușcașu a fost înțepat de un scorpion și a trecut prin momente dificile. Ghinioanele nu se opresc aici pentru concurenții din tabăra albastră. În timp ce stăteau de vorbă, unul dintre concurenți a avut parte de un șoc, i-a căzut dintele din gură fără să facă nimic. Războinicii parcă au fost loviți de ghinion. În urmă cu două ediții, Sorin Pușcașu a fost înțepat de un scorpion și a fost nevoit să primească îngrijiri medicale. A simțit durere în zona fesierului. Iar apoi i-au amorțit pe rând piciorul și mâna. Concurentul a trecut prin momente mai puțin plăcute. Nu a putut participa la jocul de imunitate de miercuri, câștigat în cele din urmă de faimoși. Chiar și așa, Sorin a fost cel care a câștigat totemul de imunitate din echipa lui, iar în ediția de joi seara a putut să facă o nominalizare spre eliminare. Cel care a părăsit competiția din Republica Dominicană a fost Relu Pănescu, care s-au luptat cu Maria Lungu. Incident dureros în tabăra războinicilor După pățania lui Sorin Pușcașu, un alt războinic a trecut prin clipe de panică. Este vorba de Alex Telea, care și-a pierdut un dinte. Concurentul și colegii lui de breaslă erau în tabără și vorbeau despre diferite subiecte. Într-un moment neașteptat, Alex Delea se trezește fără un dinte în gură. Mi-a căzut, a spus el cea care i-a sărit repede în ajutor a fost Lola, însă chiar și așa nimeni nu a avut ce să facă. Delea a rămas cu dintele în mână, când nu se aștepta. Este vorba despre un implant pe care tânărul l-a făcut acum ceva vreme. Atunci când va ieși din competiție, va merge direct pe scaunul medicului stomatolog pentru a rezolva problema. Chiar și așa, incidentul a fost unul dureros, însă războinicii au chicotit și s-au amuzat pe acest subiect. Alex Dele a fost pus în fața faptului împlinit și nu a mai avut ce să facă privind problema respectivă. Nu i-a rămas decât să lupte pe traseu și să dea tot ce mai bun pentru echipa lui. Și cu un dinte, și fără.